noi eravamo fatto la ciccia. Io non so la ciccia. Ha capito la piglia? Forse faccio. Hai se vedere che nisco sono che in base del mare paura. Deci da che nisco sono stric mai mare paura. E ti vale un po'. Da che sono stric mai mare paura. Anche se non gli sta male stric che cos'è? Ah, non c'è. Da che stric mai mare paura zero. Ca funcție exponențială. Ce se întâmplă în baza e mare ca ca 1. Depinde de care exponente e mai mare. Păstrează sensul egalității. Ce vreau să înțeleg eu? Când x mai mare ca 0, înseamnă că aici am o bază mai mare decât 1. Și sensul egalității se păstrează. Și atunci urmează x plus 1 la 3, e mai mic decât x plus 1 la 4. X plus 1 la 3. Mai mic decât x plus 1 la a 4, mai mic decât x plus 5, x plus 1 la 5, nu știu dacă ai înțeles, mai există un pic. Da? Deci este o chestie la care nu m-a adus să ridic acolo și să le compar, care e mai mic, care e mai mare, să fac sisteme de ecuații. O, dar ce așa, aș putea e enorm de mult. Pentru că am urmat să văd toate posibilitățile, unul mai mic, celălalt, nu. Deci așa încerc să fac tipa de față. Deci dacă baza e mare ca 1, asta ar fi sensul. Baza mai mare ca 1 înseamnă x mai mare ca 0. Da? Deci, în practic, am întrebat ceva despre x și real. Eu trebuie să surprind care ar fi ordinea în situația în care x-ul mă vine la mine și vine la posibilitate. Altă... Hai să vedem că baza este între 0 și 1. Deci dacă x plus 1, x plus 1 între 0 și 1. Ceea ce am însemnat echivalentul, dacă baza este unitară, asta scădem în minus 1 peste tot, ar fi minus 1 mai mic decât x, mai mic decât 0. Și în condițiile astea, sensul inegalității nu se mai păstrează 3, 4, 5, 3, vine x plus 1 mai mare decât 3. Deci rezultă x plus 1 mai mare decât 3. Deci rezultă x plus 1 la 4. Și mai mare decât x plus 1 la 5. Deci sensul s-a schimbat. Iată că pe x îl avem mai mare ca 0, între minus 1 și 0. Și acum, hai să vedem cum îl prindem pe x. Când x, când baza e negativă. Hai să vă surprindem. Între minus 1, între minus 1 și 0. Ceea ce ar fi echivalent. Că minus 2 mai mic decât x, mai mic decât minus 1. Și parcă ar fi, în clipa de față, x plus 1, deci e un număr negativ. M-ar fi minus 1 pe 2, să ne închipuim. Minus 1 pe 2 la 3. Nu? Că așa zic, că x plus 1 între minus 1 și 0. Minus 1 pe 2 la 3, apoi ar fi minus 1 pe 2 la 4. Și minus 1 pe 2 la 5. La 5. Dar s-a devenit pozitiv. De ce? Pentru că la pere 4. Deci devine pozitiv, atunci ce se întâmplă? Care e mai mic? Minus 1 pe 2 la 3 față de minus 1 pe 2 la 5? La 5 e mai mic. Minus 1 pe 2 la 5 e mai mic decât minus 1 pe 2 la 3? Nu. Mai mic. E mai mic. E mai mare minus 1 pe 2 la 3. E mai aproape de 0. Cred că-s minus... Sau, pardon. Cred că-s minus 0. Ia să vedem. Ce înseamnă minus 1 pe 8? Minus 1 pe 8 înseamnă... Deci eu spun că minus 1 pe 8 e mai mare decât minus 1 pe 3. Da. Este adevărat? Minus 1 pe 8 mai mare? Da. E mai mic? Deci minus 1 pe 8
E mai aproape de 0. Minusul 32 mai aproape de 0. Sigur că da. Deci minus 1 pe 3 ești 2, mai aproape de 0. Și e 0. Deci toată, ăsta e mare. Așa e corect. Pentru că atât e mare. Hai să mulțesc cu minus 1. Dacă mulțesc cu minus 1, se întâmplă ca 1 pe 8 să fie mai mare decât 1 pe 3, deși se întoarce sensul și atunci vine 8 mai mic decât 1 pe 3. Adevărat. Deci de unde trebuia să plecă? De la ce chestie? 8 mai mic decât 32. 1 pe 8 e mai mare decât 1 pe 32. Ai mulțit cu minus 1, minus 1, 8 mai mic decât 1 minus 1 pe 32. Și atunci, deci minus 1 pe 8 e mai mic decât minus 1 pe 32. Asta înseamnă, deși te se păstrează sensul. Da? 3 mai mic decât 5. Atunci minus 1 pe 8 e mai mic decât minus 1 pe 32. Care ar fi ordinea? Ar fi următoare. X plus 1 la 3, în condiția asta, mai mic decât X plus 1 la 5, care mai mic decât X plus 1 la 4. Asta în situația în care X plus 1, când X este între minus 2 și minus 1. Hai să vedem situația în care X plus 1 e mai mic ca minus 1. X plus 1 mai mic ca minus 1. Înseamnă X mai mic decât minus 2. Și atunci, care ar fi ordinea? La 4 ar putea mai pozitiv. Nu? De X plus 1 la 4 ar putea mai pozitiv. Dar dacă este minus 2, la 3 față de minus 2 la 5. Minus 2 la 3 față de minus 2 la 5. Minus 2 la 5 e mai mic. Da? Deci vom spune X plus 1 la 5 mai mic decât X plus 1 la 3. Care e mai mic decât X plus 1 la 4. Deci aș spune, haideți să concluzionăm și să vedem exact toate situațiile posibile. Deci am avea așa. Cazul 1. Când X strict mai mare ca 0. Cazul 1. X mai mare ca 0. Ordinea va fi rezultă ordinea. X plus 1 la a 3-a. Mai mic decât X plus 1 la a 4-a. Mai mic decât X plus 1 la a 5-a. Asta când X e pozitiv. Al doilea caz. Când X aparține de la minus 1 la 0, minus 1 la 0, se întâmplă că avem X plus 1 la 3, mai mare decât X plus 1 la 4, mai mare decât X plus 1 la a 5. Cazul 3. Când X este între minus 2 și minus 1, minus 2 și minus 1, ordinea este X plus 1 la a 3-a, mai mic decât X plus 1 la a 5-a, mai mic decât X plus 1 la a 4-a. Și în sfârșit, când X e mai mic decât minus 2, cazul 4, ce se întâmplă cazul 4? Mai mic decât X plus 1 la 4. Poate astea acum cazurile de discutat. Când e 0, când e minus 1. Să discutăm și situațiile acestea ca să rămânem aici. Când X egal cu 0, cazul 5. Cazul 5. Când X egal cu 0, ce fel arată lumea? 1 la 3, 1 la 4, deci înseamnă sunt egal. Deci rezultă X plus 1 la 3, egal cu X plus 1 la a 4 și egal cu X plus 1 la a 5. Cazul 6, când X egal cu câte acolo? Cu minus 1.
4 x plus 1. Când x egal cu minus 2, se întâmplă minus 1 la 3 e minus 1. Minus 1 la 4 e plus. Și minus 1 la 5 e minus 1. Deci vine x plus 1 la 3 egal cu x plus 1 la 5. Și mai mic decât x plus 1 la 4. Iată, cred că acum am făcut o discuție, nu am ordini, când x parcurge pe el. Deci am discutat clar când x parcurge pe el, ce se întâmplă cu numele respective. 2. Repede. Determinați x real. Determinați pe x real pentru care are sens, așa încât să existe, așa încât să existe, radicalul 5 din x pătrat minus 3x. X pătrat minus 3x. Plus radical indice x plus 1 pe x. X plus 1 pe x. Indice de radical este x plus 1 pe x. Așa cum autor. X plus 1 pe x. Nu tot pe x. La indice x plus 1 pe x. Așa. Din 7. Exact. Deci x plus 1 pe x din 7. Plus mai departe, plus radicalul 2, radicalul G, 2 plus x din 5. 2 plus x din 5. Asta. Deci cum are? Deci expresia așa stă. Să existe radicalul 5 din x pătrat minus 3x, radical din x plus 1 pe x, și radical din 2 plus x, indice 2 plus x din 5. Cum facem? Da. Polici, când definim radicalul, ce spunem? Deci ce la definirea radicală, ce chestii spune? Hai pentru primul radical. Ce indice are primul radical? 5. Nu mai pune nicio condiție. Există de oricare. La al doilea radical. Nu știm. Ce trebuie să spun? A doi? Așa pune condiția. X plus 1 pe X, mai mare egal decât 2. Da? X plus 1 pe X e mai mare egal decât 2. Și altceva, ce mai putem? Și 2 plus X să fie și el mai mare egal decât 2. Altceva să mai vedem dacă ai fără vreo condiție. Deci X plus 1 pe X să fie mai mare egal decât 2 și 2 plus X. Asta ce părere aveți de aici? Mai mare. Este totdeauna, nu am zis, să fie mai mare egal decât 2. Da? Totdeauna e mai mare egal decât 2. Mă număr cu singursul său, mai mare egal decât 2. Chiar este 2 plus x mai mare egal decât 2? Deci aici înseamnă x mai mare egal decât 0. Să vedem dacă are cu x mai 0. Nu are unii ca 1. Deci 2 plus x strict mai mare decât 2. Deci asta înseamnă x strict mai mare ca 0. Am ceva. Ce mai trebuia să spunem despre x? Ce trebuie mai trebuie să fie asta? X plus 1 pe X. Pozitiv. Mai mare decât aia, am spus. Este pozitiv. Natural. Deci, adaugă aici X plus 1 pe X să fie număr natural. Da? Număr natural. E. Deci, X mai mare ca 0 și X plus 1 pe X să fie număr natural. Oare când x plus 1 pe x este număr natural? Pentru ce x? 1 și x.
1 7. Păi nu se poate. Nu? Un vârful singur de zero. Deci nu mai se poate întâmpla asta. Deci de aici, din cele două, înseamnă că x egal cu 1. Singura posibilitate. X pozitiv încât el se pus inversul spate. Termină. Ei, ia mai repecat un pic. De ce era să prinși într-un noi mort aici? Ce? Ce lucru nu era mai? Despre existența radicalului. Ce condiții puneți pentru indice radicalul? Indice radical de fi numai natural, mai mare egal decât 2. Deci indice să fie numai natural, mai mare egal decât 2. Asta a fost la autor, dacă vă prindeți. Și din clipa asta, x-ul n-avea voie să fie 0, x-ul pozitiv și fac asta numai natural, nu o să poate. Pentru că natural nu place. Vreți mai departe. Iată 3. Raționalizați numitorul fracției. 1 supra. Radical de ordinul 3 din 5. Plus radical de ordinul 3 din 3. Mai întâi. Să raționalizăm asta. Sigur. Mi se pare că aici cumva este minus. Da, că la A, la 3 plus B, la 3 înseamnă A plus B, pentru că am plecat minus A. Deci trebuie să din minus A. Da? Minus acum am jos, vine 5 minus 3 și am raționalizat. Corect. Ia să vedem acum cum raționalizez un altul. 1 supra A. Radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5.
de care vă greșeală. Facem mai exemplu pe dată, da. Da, îți poți o minus în față și zici pe primul și minus pe lângă așteptări, dintr-o paranteză. Ia să vezi ce este. E calorii mari, tu? Plus, radicalii ce trei din
Demi 50, pare. Da, nu mai este atent pe calcul. Da, te face. Hai să mai facem pe rând asemenea. Din nou, când pe ce-ar face, hai nu, nu este nimic, îmi fac tot. Îmi spunea de fapt bine, dar nu știam, n-a mers deloc, fiindcă numele n-au fost bine alese. Deci trebuia să am șanse ca să fie și numele bine alese, încât aici, după calculul care îl fac, să iese un factor. Așa nu mai vede din varianta aceea, că nu am mai puțin la ridicare acum. Uitați-vă cât mai mult. Mai mult. Că am spus la ridicare, deci n-am făcut o treabă groază. Așa că, pare rău, am luat așa la întrebare. Hai să vedem dau ieșit chiar din manual. Îi zice, ridicam din... da, cred că trebuie muncit destul de mult aici. N-am vrut să pierdem timpul, că mi-am propus să facem mai multe lucruri. Merge, deci mergem pe varianta care ați spus-o voi, dar pierdem foarte mult timp. Dacă numele sunt special alese, atunci au parte dintre aceștia se conduc la aceeași radical, un aici să fie, să iasă un factor în comun și să fie o radical de doi. Se reduc între ei, atunci iese mult mai ușor, dar altfel, sigur, am multe de lucru. Hai să vedem cu ceva, ce anume. Să spunem așa. Să se rezolve ecuația. Radical din x plus 2 minus radical din 3 x plus 1 plus radical din 3 pe lângă x minus 2 minus radical din x minus 5 egal cu 0. Da, să încercăm să rezolvăm ecuația asta. E rațional. Mai întâi condiții, sigur că da, nu stă pe gânduri. Da. Apoi. Ce vreau să fac? Așa? 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 Așa?
3x plus 1 avrebbe x meno 5. Patrix meno 4 plus 2 la ricavi. Ma fatto il delta va meno 4, qual è? Patrix meno 4. Patrix per la deci vine minus 15 și cu plus x minus 5. Vedeți, x plus minus 5, da? Da, da, da. Și 2, corect. Și ridicăm la pătrat, de acord. Și atunci avem am despărturat 3x pătrat minus 12, ce se vede de 3x pătrat? 3x pătrat minus 12. Cum ai făcut? Minus 5. Dar fără 3x pătrat, 3x pătrat și 3x pătrat? Da. Da. Așa. Și când e minus 14x, așa de un x egal cu... 1 pe 2. Dar nu mă părțin intervalul de 5. Deci ecuația nu are soluție. Dar fiindcă nu aparține intervalul de studiu. Așa, a fost interesant aici, pentru că același lucru a obținut și de o parte și de altă. 14 minus 4, mai, dacă încă se păstra ceva mix, avea mai mult de lucru. Că trebuia să ridicăm cumva dat la pătrat, se mai păstrează încă radicalul, deci era mai mult de lucru categoric. Însă, ei au doar aranjat pe ghișițiu, de așa manieră încât să iasă foarte rar. Ia să vedem acum un alt ghișițiu. E funcția f de x. E funcția f de x egal cu radical din x plus 2 radical din x minus 1. X plus 2 radical din x minus 1. Radicală așa, din toate expresia. Plus radical din. Când zic din, deci o să acoperi tot. X plus 3 plus 4 radical din x minus 1. X plus 3 plus 4 radical din x minus 1. Plus radical din. X plus 8 minus 6 radical din x minus 1. Plus radical din x plus 15 minus 8 radical din x minus 1. Așa. Deci asta, așa este funcția. Deci să dați funcția aceasta și spune să se definită pe i, ești definită pe i cu valoare în el. Să se determine i, i egal cu cine, așa încât el să fie constant. Pe ce interval funcția este constantă? Pe ce interval funcția este constantă? Cum crezi că am început? Ai condiții, sigur că da. Mai întâi x minus 1 mai mare decât 0. Adică x mai mare egal decât 1. X aparțin la 1 la inclusiv. Și pentru comoditate, o să notăm radical din x minus 1 cu un t. Deci notăm radical din x minus 1 cu un t, cu virgulă de pozitiv. De ce e o pozitiv? Radicalul e din parte, ca valoare, pe un număr pozitiv. Și atunci ce devine greșițul? Spatem pe x, ridicăm la fel, spatem pe x de aici. Și
Și vine x minus 1 egal cu t pătrat. Adică x egal cu t pătrat plus 1. Și luăm funcții de când totul va fi integral. Ia să vedem. Deci luăm funcții, va fi... Dacă nu mai e. Da. Așa, adică de te pătrat plus 1 plus 2, b. Da. Așa. Plus. De pătate zis aici. De pătate. Plus 1. Plus 1 plus 15. Minus 8. Egal cu de desubt cu radicalul. Da. Radical din te pătrat. Bine, radical din te plus 1 totul la pătrat. Da? Din te plus 1 totul la pătrat. Plus radical din te plus 2 totul la pătrat. T minus 3 radical din T minus 3 tot la pătrat și plus radical din T minus 4. A. Egal cu, o să țin capul, cred că de sub. Hai să spunem egal aici cu modul din T plus 1 plus modul din T plus 2, deci cu radical de în față sunt modul. Deci aici se spune F de T, după schimbarea de variante, F de T, arată astfel. F de T egal cu modul din T plus 1 plus modul din T plus 2 plus modul din T T minus 4. Așa. Despre T ce observați aici despre T? T mai mare egal cu 0. A, da, bine, și T mai mare egal cu 0. Despre modul la primul 2. Fiindcă T-ul e pozitiv, T plus 1 e pozitiv, T plus 2 e pozitiv. Și atunci F de T egal cu F de T va fi egal cu T plus 1. Exact. Da, modul din T minus 3. Și plus modul din T minus 4. Aici trebuie să faci tabelul pentru T minus 3 și T minus 4 pentru explicarea modulilor. T de la 0 acolo, că nu te interesează, nu? Te văd de la 0 începe. La 0 a fost infinit. Primul este T 3 și celălalt este 4. T minus 3, nu modul, că dacă fii modul, trebuie să fii pus peste tot. T minus 4, și avem 0, la stânga minus, am 2. Și pe interval. Pentru T va ține cazul 1. Cazul 1. Pentru T va ține la 0 la 3. 0 închis, 3 închis. Da, poate fi și 0. El de T va fi egal cu 2T plus 3 2T plus 3 minus T plus 3. De ce minus? Că pe zona unui negativ minus T plus 3, minus T plus 4. Și egal cu? Egal cu cât? 10. Da? Când T a face 0,3. Deci, pentru T. Da? Aparține 3, 4. 3 deschis, 4 închis. 4 cu 0 închis. Atunci, e de T. 2 T plus 3. Primul rămâne așa, T minus 3. Al doilea, cât revine?
minus 3 plus 4. 2, 3 plus 4. Și pentru T aparține de la 4 la plus infinit. Pentru că F de T. 2 plus P. Da. Face 4T. 4T minus 4. 4T minus 4. Te-aș spune acum expresiune de T egal cu acolo aici. Să surprindem pe F de T în exprimările în cele trei exprimări. Deci F de T egal cu acolo. O primă exprimare egal cu 10 pentru T aparținând 0, 3 închis. Apoi egal cu 2T plus 4 pentru T aparținând 3 deschis, 4 închis și egal cu 4T minus 4 pentru T aparținând la 4 la plus infinit. Aceasta este, nu? Explicitat F de T. Așa arată F de T explicitat. Și dacă vrei să-l scrii acum în X, dacă vrei să-l scrii în X, cum arăta F de X? F de X egal cu acolo. Egal cu 10 pentru pildură T, dar la noi de cine a fost notat? T-ul. T-ul a fost notat la radical din X minus 1. Pildură, pentru radical din X minus 1 aparține lui 0, 3, apoi dânsul egal cu 0. Da. Și egal cu 4 pentru autorul ne spune așa. Se dă funcția aceasta să se găsească în intervalul I așa încât funcția să fie constantă. Aici este vorba. Funcția este constantă doar aici. Și anume, dacă și numai dacă X plus 1 aparține acestui. Ce înseamnă chestia asta? Echivalent aici. 0 mai mic egal decât la radical din X minus 1 mai mic egal decât 3. La pătrat. Avem 1. Nu, 1 mai mic egal decât X mai mic egal decât 10. Care este intervalul I? 1 la 10. Asta este. Deci pentru X aparține, să scrieți noi, pentru X aparține intervalul 1, 10, 1, 10, el de X egal cu 10. Da? Hai. Am răspuns la întrebarea cine e intervalul I, răspundem I este egal cu intervalul 1, 10. Și cu asta am rezolvat exercițiul acesta. Da, vă de rog greu. Hai să ne mai gândim încă o dată. Unde ți-a părut interesant așa ca mod de lucru? Da, a fost teribil. Nu mod special, nu pot să spui ceva de asemenea. Poate că te era la asemenea înțeles. La radical de X minus 1 notăm cu un T din ce motiv? Pentru comoditatea lucrurilor. Și că T-ul e pozitiv. Ei, și de acolo înainte totul a mers frumos pentru că a fost pătrat și se iese de la radical de o mișcare modul, lucru foarte important. Și au luat explicitarea modului. Și din explicitare a arătat așa cum și am și văzut și voi. Deci n-a fost exagerat de dificil exercițiul. S-a încătat așa într-un nivel mediu. Hai să vedem mai departe. Să spunem așa. Să se rezolve ecuația. Să se rezolve ecuația. Radical din X3 din 2X plus 1 minus radical din X3 din 2X plus 3 da. Este egal
Paolo 1. Da. Poi dici pure ceva? No, ma di caldo di qua, no, ciò pretensi. Perché poi discorso no? Come mi ricordo? Casa della mia vita porta, hanno svelto parte, hanno svelto parte a casa, lo vedi? Va. Ascia. Lo streate l'acqua? Meno sperate. A sesta? Meno sperate, questo. Nessuna parte, va. Minus del 3 è la prima parte, l'altra tra 2 e 3. Prima parte tra 3. Da. Due x plus 3. Des 3 a per la b. A plus 3 a per la b. Plus 3 a. Da. Minus 2 x, așa, cu minus 2 x la 2. Minus 2? Minus 2 și partea a doua va fi 3, da? Și împărți totul pe 3, de acord. Și va avem. Minus. Nu, dar avem minus. Nu trece pe asta. De acord. Thank you.
desfacem aici? Da, da, da. Am dat specificirea de cadrul din bărbunul din Beli și i-a scris un concurs. Deci, radicalul ordinar, ordin 8, minus radical din... Aici, da? Da. Deci, eu pe care o idee. Alinde și-a numai ar vrea să mulțească și sus și jos cu radicalii ce 8 din A minus radicalii ce 8 din B. Hai spune că la asta te gândi. Nu, e chiar la asta, dar... Dar să vezi că este interesant. Deci e calcul, hai să zicem, e calcul radical din A plus. Radical din A plus radical. B. Totul pe lume. Radical indice 4 din A. Plus radical indice 4 din B. Pe lângă radical indice 8 din A. Plus radical indice 8 din B. Pe lângă, am mai o nevătare. Pe lângă radical indice 8 din A. Minus radical indice 8 din B. Totul supra. Totul supra. Că doar este aceleși chestii, nu? Totul supra radical indice 8 din A. Minus radical indice 8 din B. Dar să vezi cum la ce s-o fi gândit. Chiar e interesant la ce s-o fi gândit el cum vezi chestia asta. Aici are asta minus pe lângă plus A plus B pe lângă A plus B. Face la a doua minus la a doua. La asta te gândi. Ia să te gândi. Deci egal cu... Egal cu radical din A plus radical din B. Pe lângă asta la a doua minus la a doua și dispar, da? Și din radical ce 4 din A minus radical ce 4 din B. Corect. Supra radical ce 8 din A rămâne acolo nicio problemă. Și la mai departe. Acum iasă. Nu iată reacțiune. Nu? Am din nou suma cu diferența. Am văzut sus, suma e cu diferența. Face radical din A minus radical din B. Supra, de fapt, de două să fie 7. Da. Jos la luptă, 7. Și egal mai departe cu? A minus B plus 7. A minus B. Supra, 7. Cum A și B, trebuia să spun autorul că A și B sunt din Q, atunci A minus B supra 7 este din Q. Da. Deci mai adăugăm aici. A, B, B din Q. A și B din Q. Atunci, anul 27 aparține lui Q. Ce problemă. Interesant. Acum ai ghicit ce ai nevoie să faci ca să vorbești ăsta? Înmulțim și sus și jos cu radical din 2 la n din A minus radical din 2 la n din B. Și se va strânge cum a plecat. Nu de la sfârșit până când a ajuns la ce? La A minus B, B, 7. Clar, ca așa se face. Asta e la idee. De acord. Cam anul. Toate chestiile noastre observăm aici că sunt putere lui 2. Și nu de ce mai dat așa? Ca și 2 la E. Deci asta era esențial. Acest lucru era esențial. Mergem mai departe. Să vedem acum un alt exercițiu. Și anume. Ia să spunem așa. Arătați că radicalii 3 din... Nu. Hai să mai rezolvăm o ecuație. Da, să se rezolve ecuația. Alternăm așa. Radicalii 3 plus x minus 4 radicali din x minus 1. Deci 3 plus x minus 4 radical din x minus 1 plus radical din radicalul primul acoperător. Așa. Plus radical din 3 din 10 plus x minus 6 radical din x plus 1
egal cu 3. Excepțional, da. Mi se pare chiar singur.
Interesant. Deci motorul de radical X minus 1 minus 2 plus motorul de radical X plus 1 minus 3 egal cu 3. Și cum am dat, cum vedem mai departe? Ca să poți să te descurci, ar trebui să faci semnul modulului. Să nu-i stresi. Adică e de o parte să vezi unde este asta 0 și faci semnul. Deci, zicem, radicalul x minus 1 minus 2 egal 0. Radicalul x minus 1 minus 2 egal 0 înseamnă 2 pe 2 în dreapta, e clar pe dreapta, minus 1 egal cu 4. X egal cu 5. Ia să facem tabelul de variație aici. Asemnul. Radicalul x minus 2 minus x minus 1 minus 2. Ai găsit rădăcina 5. Și acum, ca să vezi de X și X de unde începe, la 1. Așa. Trebuie să vă luăm aici. 2. Minus. Da, minus este acolo. Și l-am pus. Excelent. Mergem mai departe. Celălalt modul. X era 8. Deci al doilea la 8. Să dăm 3. Și acolo minus. A funcție 1 pentru fiecare modul. Și am motivul de intervală. Când x aparține de la 1 la 5, pentru x aparține de la 1 la 5, 1 x, 5 x, e ecuația de bine. E ecuația, adică asta, modulul de bine, nu? De bine. Deci când mă înțeleg 2 minus radical, 2 minus radical de x minus 1, al doilea negativ, schimbă și 2, 3 minus radical plus 3 minus din x plus 1. Egal cu 3. Așa este ecuația care o avem. 3 cu 3 se reduc. Și 2 minus radical egal cu 2 și radical în partea. Echivalent cu 2 minus radical din x minus 1 egal cu radical din x plus 1. E ecuația că ridicăm, că scăpăm de radical. Hai, reduc. Echivalent cu 4 minus. Da. Plus x minus 1. X cu x. Hai, ducem pe unul partea asta și vine 3 scăzut cu 2. Da? 3 scăzut cu 2. 2 egal cu 4. 2 egal cu 4. Egal cu 2, care trebuie să fie 2, plicăm la pătrat, 1 egal cu 4, pentru că x, 4 x minus 4, x egal cu 5 pe 4. X egal cu 5 pe 4. X egal cu 5 pe 4 este intervalul de studiu. Aparține. Dar trebuie să vedem dacă trebuie că ecuația la care aici, înainte de la pătrat. Asta e ecuația pe care am făcut în rând de 1. Adică 2 minus radical egal cu. Deci ecuația era așa. 2 minus radical din. Deci trebuie și verificat. Radical din 5 pe 4 minus 1 egal cu radical din 5 pe 4 plus 1. Adică 2 minus 2 minus 1 pe 2 egal cu 3 pe 2. 4 minus 1, 3 pe 2. 3 pe 2 egal cu 3 pe 2. Am vrea acum să spunem x egal cu 5 pe 4, vezi tot acolo. X egal cu 5 pe 4 în soluție. Interesant, superb ecuații, pentru că vă rog să urmăriți, în timpul în care, așa s-a pus ecuația la început, da? Iar s-a organizat o ecuație cu moduli, dar
Ce e interesant, expresia fiecărui modul este deja o relație incuratoare. Și când urmăm pe intervale, noi avem de toate ecuații iraționale pe intervale. Iar obișnuiți ca de fiecare dată să avem niște ecuații simple aici. Abia pe intervale avem ecuații iraționale. Și rezolvarea unei ecuații iraționale înseamnă să stăm de lucru, nu știu ce, găsim mixul, vedem dacă e intervalul respectiv și după care vedem dacă verifică. Numai așa. Atunci, x egal cu x, spunem acum, este 5 pe 4 este prima soluție. Mergem mai departe, pentru că x aparține acum cărui interval de la, hai să spunem, x aparține la 5 la 8. De la 5 la 8, ecuația aia asta devine. De la 5 la 8 mai pozitiv rămâne așa, adică din x minus 1 minus 2, rămâne așa, da? Plus, am ajuns la 2-a modul. Al doilea modul cum este? Un minus. 3 minus radical. Sau minus radical din x plus 1 plus 3 egal cu 3. 3 cu 3 este 2. Echivalent. Ducem un radical în partea cealaltă. Radical din x minus 1 egal cu 2 plus radical din ăsta, așa să vede ce. Iar de ce s-a întâmplat? Dacă ăsta din stânga e număr pozitiv, ăsta e tot număr pozitiv. Prin ridicarea pătrată nu se adaugă soluție. Există riscul să adauge în situații în care unul e negativ și altul pozitiv. Acum, o să vezi că nu există nicio risc. Scrieți, rog, aici, primul scar. Deci, bine, x minus 1 egal cu 4 plus 2 radical din x plus 1 plus x plus 1. X plus 1, pentru? 4. Unde e 4? 4 plus 4. 4 plus 4. 4 plus 4. Plus 4. Așa, 4 așa. Corect? De doar până la 4 plus 4. Buri și cu 4, 5. Tu te faci face minus 5. Și cu minus 1, minus 6. Vine minus 6 este egal cu 4 adică din x plus 1. Ce părere ai? Nu se poate. Că minus 6 numai negativ, deci nu mai poți. Imposibil. Și nu mai e. Nu mai e corect. Nu se poate un număr negativ egal cu un număr pozitiv. X la pătrat, sigur că am dat soluție și funcție deja. Pentru X acum aparține de la 1 la pozitiv. Ecuația e. Ambele pozitive, deci rămân așa, adică... Da. Așa. Așa. Devine radical din x minus 1 plus radical din x plus 1 egal cu 8, da? 12 pe 5, 8. Trifea la pătrat. Da, dar dacă îi duce o radicală în valea așa, e ușor. Că trebuie să... Da? Ia zi. Să încercăm așa. Deci ridicăm o... Ducem o radicală în valea așa. Vine radical din x minus 1 egal cu 8 minus... Radical din x plus 1. La pătrat din x minus 1. Deja 64 minus 16 radical din x plus 1 plus x plus 1 x cu x reduc. Asta e motivul care uitați spre absolută de facem așa. Și vine 16 radical din x plus 1 egal cu 16 radical din x plus 1 egal cu 66. 66, pe da? Și acum, împărțim totul prin cât prin 2. O radical din x plus 1 egal cu 33. 64 pentru x plus 1 egal cu
Šeder, no, tako da, najveći način. Šeder, špat, angrijski su. I kako trezeš, treba kvadrat. No, što je kvadrat, se reći, treba kvadrat, pa mi je odlično. Ne, 64 x plus 64. I kako mi odlično i na 64 mi je dodaš činč. X je kako on je dodaš činč. Pe, 64. Pa stava na frat B, x respectiv. Am aflat X-ul și trebuie să vedem dacă e la 8 de acolo. Ați văzut 48. Cred că ar fi. Și dacă verifică că există riscul aici în radicala pătrat, uitați că am avut negativ aici. Și că radicala pătrat e posibil să fie a doua soluție. De ce și verificăm în ecuația dacă la început? Așa, numai după ce verificăm, atunci spune că și acest X va fi soluție, dacă verifică. Reau încă o dată. Mie mi-a făcut cel mai cel mai tare aceste exercițiuri de până acum, pentru că aici a trebuit să vedem niște pătrate perfecte. Am ieșit cu modul și exercitarea modulă n-a mai fost chiar o treabă simplă, dar ne limpede. Ori de câte ori avem o exercitare niște moduri, luăm expresiile de sub de modul, le-am luat pe sână rădăcinile și ați văzut, am găsit 5 și 8, după care am dat X-ul o valoare dintr-un interval și fiind aici niște funcții elementare, ne mai arătându-se pe interval, păstrează și la semn. Dacă găsim într-o zonă că face minus, apoi pentru orice este zona respectiv minus la face. La fel, deci cu fiecare din ea am procedat așa. După care am exercitat ecuația pe intervale, pe intervale, dar de data asta, de fiecare dată, am obținut trei ecuații iraționale. Pe fiecare interval, trei ecuații iraționale. Deci, foarte interesantă ecuația, așa că o șterg. Să mergem mai departe. Să mai vedem. Hai de vedem. Să cam pe suma ies. Ies egal cu 1 supra radical din 1 plus radical din 2 plus 1 supra radical din 2 plus radical din 3 plus și mai departe plus puncte puncte plus 1 supra radical din n plus radical din n plus 1. Mai bine? Așa. Când vreți să vorbim de sumă, ar fi sumă de la P egal cu 1 până la N, numărul pe radical din K, plus radical din K plus 1. Unde? Sus, da? Trebuie să fie K plus 1 minus K, e drept. Vă rog, te-a luat adus. Dar poți să spui radical din K plus 1 cu la care e comutativ. Da? Deci, da, hai să spui așa. K plus 1 la K egal cu 1 până la N. De la K egal cu 1 până la N. Din 1 pe radical din K plus 1 plus radical din K. Și acum să raționalizăm. Ia să să raționalizăm. Cum ai raționalizat tu, emoții și sus și jos, cu cine?
Tra le case della posizione e tra le case della che faccio? Anche la cosa è questa, come si pensa? Se tu pigli le vedi, vedi anche una. La cosa non è stata, ce l'ho avuto. Adesso sono bravo. Se quando si è scorso, ma che è il prodotto facente che non ha consumato anche te applicato, se... Ah, se si può iniziare a prendere il telefono. Ci sono scelto se ma qua se il tempo non ho meno un attimo. È eccezionale, c'è di fatto bene. Che faccio? Faccio la carta di tempo su uno meno su uno sempre però fai la carta di tempo su uno meno su uno d'accordo se la vediamo qua su uno su uno della carica uno con la via dimmi uno sopra capo su uno radicalità plus capo o radicalità più su lo scavo radicalità più su. Uno per radicale di capo su.
ja sam ne decimini 1 p, 1 p 1, minus 1 p radikali 2, plus 1 p radikali 2 minus 1 p radikali 3, plus 1 p radikali 1 minus 1 p radikali 1 plus 1. Să le duc 2 câte 2. Unul vine să fie radicalul mi-a pus unul. Și cu asta e și ce au fost făcut. Aia e o zice care de fapt. Ia să mai vedem încă unul. Apărea că nu avem nicio șansă aici. Dar a fost pregătitor la dinainte. Dar trebuie să legăm cu acela. E de acolo a venit și ideea de cum facem asta că vom. Să vedem un alt ieșiți. Amen. Să se rezolvie ecuația. Radicalul indicii 3 din x pătrat minus 9x minus 5 radical indicii 4 din x pătrat minus 81 plus 3 radical indicii 6 din 9 minus x plus radical din x minus 5 egal cu 2. Ține lui minus infinit minus 9, nu? Reunit cu 9 plus infinit. Așa. Cealaltă, 9 minus x. X mai mic egal decât 9. Aparține la minus infinit la 9. În sfârșit, x minus 5 mai mare ca 0. Înseamnă x mai mare ca decât. Acolo faci în care au fost prin niște cuvinte și te zboară, dar acolo faci. Acolo e să-i legat să mă uit. Ai greșit la ei. Da? De ce s-a fost recuit? De la intersecția care? Acum, dacă mă aduc să lucrez asta, să știți că e o chestie destul de dificilă. Pentru că, eu cred că e vreo greșeală a autorului, aș fi vrut să fie și aici în ce par, ca să pot și conția exploatare minus 9 extra pare ca 0 și de, din intersecții să-mi dea o valoare sau mulțime din. Deci din intersecția, din condiții. Din condiții să-l fi dat o singură valoare, sau cel mult, o singură valoare, sau tot așa de bine, mi-ar fi doresc să fie mulțime bine. Și spuneam, cum se poate rezolva? N-ar vrea să mă rezolvă în față. Pentru că, vă exemplu, de-a locul mine, ce se fac aici cu un minus radical în 3, 4, 6, 2, nu e posibil să fac să lucrez. Deci el a fost gândit așa, ca din condițiile impuse, de să mai zice și x pătrat minus 9x, x pătrat minus 9x mai mare egal de 0, ca și cel ca să zicem, da? Ce-a trecut acolo? 0 și 9, între deci în minus, mai apare plus. Deci x aparține la minus infinit la 0, reunit cu
nuovo consentimento. E asta era. Și la intersecție să nu mai elementul nou. Știți? Iată, numai nouă este ca element. Deci, asta, acum am anticipat, pentru că e o bine. Aici vom ieși indice 8. Ok, ca să fie... ieșiți o cât se poate de fisticiu. Deci, indice 8. Atunci, spune poziția exploatoare în nouă, e normal. Deci, asta ar fi intervalul ăsta. Celălaltul și cu celălaltul, care este din intersecția lor? Doar x egal cu 9. Rezultă x egal cu 9. Mulțimea formată din elementul 9. Și cum e dat la intersecție un singur element, dacă e soluție, numai asta poate să fie. Ce fac acum? Viu cu x egal cu 9 și înlocuiesc. Înseamnă așa că e suma? Nu, e bine, da? Zero, 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 2, 9 minus 5, 4, 4 cu 2. Deci 2 egal cu 2, x egal cu 9 este soluție, singura soluție. Da, singura soluție. Și cu asta am terminat de chestiu. Mai avem, nu mai avem timp, mai încercăm pe un an. Hai să mai încercăm aici.